Bună tuturor, bine ați venit sau bine ați revenit, dacă sunteți aici pentru prima dată. Eu sunt Meme și astăzi ne vom ocupa de etalarea pentru energia zilei. Cum sunteți? Cum ați fost? Chiar sunt interesată să aflu. Pentru mine au fost niște zile intense, ciudate. Energia a fost ciudată tare. Nu știu, m-am simțit așa apăsată cumva. A avut senzația că simt energia tuturor oamenilor, că mă topesc. Nu știu cum să vă explic. Sper că voi sunteți mai bine, măcar mai liniștiți și mai odihniți. Foarte obosită m-am simțit. A mai fost și luna plină de curând. O zăpăceală, ce să mai... Haideți să vedem. Haideți să vedem ce noutăți există aici pentru voi. Le lăsăm aici să ne dea vești. Să luăm simbolurile. Respirăm. Ce simboluri avem? Să credeți în iubire. Zâmbetul nu are limbă, da? În sensul că să zâmbești este la fel în toate limbile. Cred că sunteți cumva prinși într-o conjunctură internațională sau poate ați avut apăsări recent și v-a dispărut zâmbetul. Am aici pasărea Phoenix, care renaște din propria cenușă. A trecut clar prin transformări și acum este vremea să vă bucurați și să vă îndepărtați puțin de la prejudecăți. Simt o rigiditate, un soi de conservatorism, așa. Lotusul, floarea de lotus, iată, două simboluri foarte puternice, spiritual, de transformare interioară, profundă. Din nou un simbol foarte puternic, spiritual, broasca țestoasă. Treceți probabil printr-o trezire spirituală, printr-un proces spiritual, sau încercați să acceptați evenimentele din viața voastră și să le integrați cumva cu mai multă înțelepciune decât ați fi făcut-o până acum. Avem inițiala B de la Bogdan, poate e pe aici vreun Bogdan sau poate vă gândiți la vreun Bogdan. Sau la Barbu, mi-a venit în cap instant Floreasca și cumva spitalul de urgență. Poate vă recuperați după ceva provocări medicale pe care le-ați avut, dar eu sunt din București. Poate aveți ceva drumuri de făcut dacă nu sunteți din București, în capitală sau în Spania, mai vine în minte. B mai poate însemna și bine, ceea ce faceți voi acum este bine. Și cifra 8, care este afișată pe culoarea roșie, culoarea care exprimă stabilitatea, chakra de bază care este roșie, originea voastră, cumva gândul ăsta legat de origine mă duce către experiența voastră recentă care s-a transformat profund, da? Ați avut parte de ceva care acum trece printr-o transformare profundă și se stabilizează, cifra 8, pentru că altfel așa este infinitul și în infinit ne învârtim așa de la stânga la dreapta în aceeași poveste, în labirint. Din punctul meu de vedere, simbolul infinitului nu este unul benefic, ci din contră. Avem steaua, o vindecare, un drum care se arată, o direcție nouă pe care veți păși, avocado. Am explicat
într-un video anterior că pentru mine este un simbol care ține de sănătate, respectiv de grăsimea după organe sau de sănătate pur și simplu, de ceva ce a devenit toxic. Poate ați avut ceva probleme cu tensiunea arterială, cu circulația sângelui, cu plămânii. Toate acestea, deci steaua și această problemă medicală, înseamnă vă vindecați, situația se ameliorează. Ce povestea în care voi sunteți implicați, de orice natură ar fi aceasta, aici avem simbolul planetei Saturn și inițiala Q, care am mai menționat că pentru mine înseamnă coadă, capăt, ajunge la o finalitate. Se închide un ciclu, da? O poveste se închide aici. Avem ceasul, iată că vorbeam de finalitate, un ceas de buzunar, adică ceva ce ați ținut foarte aproape, cumva de inima voastră, căci ceasurile acestea erau ținute cumva în apropierea pieptului, se închide. Avem aici ora 3, ora 3, 15, sau 3 noaptea și inițiala R. Bun, haideți să vedem ce spun carticelele. Am o presiune în frunte, nu este durere de cap, este ca și când vă simt gândurile, oameni buni, sunteți stresați. Îmi bubuie fruntea în zona sinusurilor. Au ieșit două cărți. Trei de cupă și împărăteasa. Bucurie emoțională. Ia uitați că se... V-am spus vineri, parcă în clip, că sunt aliniată. Împărăteasa ține în mână lotus, de floarea de lotus care deja v-a apărut. Se transformă situația. Intrați pe o linie energetică în care vă puteți elibera de experiențele negative de până acum. Veți ține bucurie. Treiul de cupă este o bucurie. Este o bucurie foarte mare, mai ales la nivel emoțional. Într-o notă mai puțin pozitivă, treiul, deși înseamnă progres, sau înseamnă și progres, înseamnă și situație de trio amoros, iar împărăteasa, într-o notă mai puțin pozitivă, înseamnă amantă sau amant. Să vedem cum se aliniază informația. A ieșit regele de cupă. O energie iubitoare care se uită către voi, blândă. Cineva care a întors spatele la acest trio amoros, dacă a existat așa ceva. Sau cineva care a inițiat către voi această bucurie și alături de care puteți avea succes. Pe masă am simbolul taurului, vărsătorul, dacă mă uit la planeta Saturn, scorpionul. Vă îndreptați către o realizare, către o realizare. Ați pornit pe un drum al vindecării, atât fizice cât și emoționale, și vă uitați cu speranță și voi către viitor. Viitorul este încă nescris, cum explic mereu, dar uitați câte mesaje sunt aici, câte oportunități vin către voi, păsărelele și bărcile care vor ancora.
Așteptați vești legate de stabilitate în iubire. Avem culoarea roșu și verde. S-a întors o carte, Luna. Și vine ca și clarificare pentru 3 de cupă. Ceea ce îmi confirmă relația de trio și lucrurile ascunse, minciuna. Și într-o notă pozitivă, o materializare, ceva ce începe acum să se întâmple. Începeți să vedeți un rezultat favorabil vouă în urma evenimentelor recente de la lună plină care vă bucură. Pajul de bâtă, care vine ca și clarificare sub împărăteasă, v-am spus că înseamnă amant-amant împărăteasa. Pajul de bâtă înseamnă flirt în această conjunctură. Flirt, da, mesaje, mesaje din acestea pasionale. Pajul de monedă. Unii dintre voi sunteți voi în postura celui, iertați-mă, de-al treilea om din relație și sunteți timizi și reținuți din acest punct de vedere și vă luptați să vă câștigați suveranitatea, să deveniți voi partener egal în relația asta. Am văzut aici o carte. Regele de spadă. Nu aveți foarte foarte interesant. Nu aveți foarte mult loc de mișcare și de acțiune în acest moment, pentru că lucrurile sunt cumva înghețate, sunt cumva, cum să spunem, deja scrise. Ce aveți voi în gând și ce ați vrea voi să spuneți e blocat de cealaltă parte care nu vă dă foarte multe opțiuni. Acum, nota pozitivă a acestei citiri este că veți ține bucurie și veți primi în sfârșit soarele pe strada voastră. Sunteți la răsărit aici, așteptați să vină, însă există o întârziere între ceea ce așteptați voi și ceea ce urmează să vină. Deci nu avem aici, ne lipsesc niște evenimente între răsărit și noapte și lună, pentru că urmează să aveți niște discuții și să stabiliți cumva rolurile, da? Să vă stabiliți cumva rolurile, să vă stabiliți poziția în acest parteneriat. Pentru unii dintre voi mai văd o mică sumă de bani care vine cumva așa dintr-un fel devenit pasiv. Ceva este aici. Vă vin niște bani, nu mulți, dar nici puțini, știți cum e. Sunt bineveniți. Și iată, acceptați ceea ce vine către voi, accept și primesc, acceptați ceea ce vine către voi, pentru că primiți o, se întâmplă o schimbare, primiți-o în viața voastră, fie că vreți, fie că nu vreți, lucrurile se întâmplă. Această schimbare, da? De ultima oră, care tot vine către voi de ceva vreme, se dezvăluie, da?
Poate aflați că în relația voastră de iubire a existat un trio amoros și în sfârșit aflați, prin simplu fapt că ați avut răbdare și descoperiți niște mesaje pasionale date între omul care cu voi era rece, dar cu ei era soarele, căldura. Corona, ia uitați regele, victorie. Am spus și mai devreme că aveți victorie și avem simbolul berbecului, cifra 4-4, care înseamnă 8, dar 4-4 înseamnă stabilitate, se confirmă, da, și am spus despre stabilitate, ia uitați cum se leagă, cifra 8, 4 plus 4 fac 8, florile sunt roșii, deci mesajul se dublează și avem aici simbolul berbecului, care înseamnă a inițiat, a început, s-a început ceva pentru bunăstarea și stabilitatea voastră. Așa. Îmi place mult când se confirmă mesajele. Durează puțin până în șir cărțile. Îmi place să le amestec în fața voastră, e mai corect și cinstit așa, să vedeți exact despre ce e vorba. Ați plâns recent din cauza stabilității voastre, chiar și a bunăstării, dar îmbrățișați ce vine către voi, din nou avem confirmarea că se întâmplă și se produc niște schimbări pe care trebuie să le luați în viața voastră și să le integrați. Acceptați-vă pe voi înșivă. Avem accept, 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 să mă accept așa cum sunteți, să nu mai aveți păreri greșite sau să vă mai acuzați pe voi. Și dacă ați trecut prin ceva neplăcut, nu sunteți neapărat voi de vină. Poate ați atras chestia asta, că noi ne atragem în general viața oamenii, dar la nivel conștient nu sunteți vinovați de cum s-a desfășurat acțiunea în jurul vostru. Să vă detașați, să vă eliberați de tipare vechi și de ideea că lucrurile nu funcționează și să vă conectați potențialului vostru mai înalt și unui potențial plin de iubire și detașarea din nou vine de la pasărea colibri, moartea situației vechi, renașterea unei noi situații, dar mai înțelept și a lotusului. Această broscuță testoasă se acceptă așa cum este, chiar dacă e esențiată, are rezistență, anduranță, să ajungă acolo unde îi trebuie. Ce mai avem aici? Sunteți privilegiați. Energia feminină din voi este privilegiată, că sunteți domn, că sunteți doamne. 12 este un ciclu închis. Energia feminină din voi poate să renască. Avem aici lăcrămioare, mărgăritar, care apar primăvara, da, este sub zăpadă. Chiar dacă mai este un pic afară, au curaj să iasă la lumină. Ceea ce înseamnă că situația curentă apune ușor și alta renaște și trebuie să acceptați acest lucru ca să vă fie bine, nu pentru că spun eu, cine-s eu să vă spun ce să faceți, pentru că în spatele lucrurilor nevăzute se află cadouri pentru voi, cadou la figurat, dar și la propriu. Am menționat mai devreme că veți primi o sumă mică de bani, poate nu e mică, de ce să limitez eu cifrele aici, poate nu e mică, dar acceptați. Și ultima carte, cifra scorpionului, luna nouă în scorpion,
mergeți în profunzimea lucrurilor. Da, se leagă și asta. Pasărea Phoenix este fix arhetipul scorpionului. Scorpionul are cumva încorporate patru stări de conștiință. Are scorpionul care atacă și fuge, șarpele care schimbă pielea, dar cumva tot pe acolo rămâne, după care vine vulturul care capătă înțelepciune, vede imaginea în ansamblu de sus, după care se transformă în pasărea Phoenix, care arde, da? Se transformă și din propria ei cenușă renaște. Deci scorpionul este foarte important pentru voi acum, pe semne că din toată povestea voastră de până acum și din tot răul, este necesar să acceptați și să vă transformați viziunea prin detașare, să vă detașați de rău, să priviți tot răul cum bine aici, pentru că vin către voi lucruri foarte bune, foarte bune. Este un început de săptămână superb și chiar vă aștept comentarii să-mi spuneți cum rezonați cu citirea. Pentru moment cam atât. Vă pup tare cu drag, să fiți bine și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa, dragilor!